Domnule profesor universitar, doctor, cercetător științific, gradul 1, Stelian Traian Dumitrăcel, dați-mi voie să vă spun de acum înainte numai domnul profesor. Vă rog. Stimați membri ai comisiei, distinși invitați, dragi colegi și studenți, onorată audiență, bine ați venit la ceremonia de decernare a titlului științific de doctor honoris causa al Universității Vasile Alexandre din Bacău, domnului profesor Stelian Traian Dumitrăcel. Ne bucurăm de acest eveniment și cu această ocazie țin să felicit Facultatea de Litere. Este îmbucurător că avem și astfel de evenimente culturale în cadrul universității noastre. În continuare, permiteți-mi să dau citire deciziei de numire a comisiei care a analizat dosarul pentru acordarea titlului de doctor honoris causa. Președintele comisiei a fost domnul profesor universitar, doctor inginer, doctor honoris causa, Valentin Nedev, președintele Senatului Universității din Bacău, care nu poate fi astăzi în mijlocul nostru. Din această cauză, sunt eu abilitat să-i țin locul. Membrii comisiei, profesor universitar, doctor inginer, Carol Ștacovski, subsenatul, profesor universitar, doctor Rodica Zafiu, profesor universitar, doctor Vasile Spiridon, conferențiar universitar, doctor Cristina Cărtiță Buzoianu, conferențiar universitar, doctor Brândușa Mariana Mălânce și conferențiar universitar, doctor Luminița Drugă. Voi încerca să dau câteva repere privind activitatea domnului profesor. Voi fi scurt, deoarece eu nu am talentul domnului profesor Jicu sau finețea domnului profesor Spiridon. Voi citi de pe hârtie. Astfel, domnul profesor s-a născut la 19 august 1937 la Zvoriștea, județul Suceava și este absolvent al Facultății de Litere de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în anul 1958. Este doctor în filologie al aceleiași universități, doctoratul susținându-l în anul 1974. A avut de asemenea specializări și stagii de documentare în Germania și Franța. A acordat teze de doctorat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, începând cu anul 1990 în specialitatea filologie. Între anii 1958 și 1997 a fost cercetător științific principal la Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, al filialei Iași a Academiei Române, unde își continuă activitatea și în momentul de față după pensionare. Preocupările domniei sale de cercetare vizează domeniile de arheologie române și generale, romanisticii, lexicologiei, etnostilisticii și pragmaticii comunicării. Este autor a peste 10 volume, coautor la 12 volume și au publicat peste 300 de studii și articole din domeniul lingvisticii tipărite în reviste de specialitate din țară și străinătate, precum Franța, Germania, Republica Moldova, precum și în volume al unor manifestări științifice internaționale desfășurate în aceste țări, dar și în Italia și Spania. Domnul profesor Stelian Traian Dumitrăcel este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 2010 și a colaborat la reviste literare, are peste 400 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii. A fost realizator al unei emisiuni de profil la televiziune, a avut colaborări permanente la studioul de Radio Iași și intermitente la postul Radio România Cultural. De asemenea, a fost consultant în mass media în probleme de pragmatică, a comunicării, de sociolingvistică și de cultivare a limbii. Nu în ultimul rând a susținut că a invitat 5 conferințe la Academia Română. Nu trebuie să uităm că domnul profesor a ajutat și Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău în dezvoltarea și perfecționarea activităților academice prin faptul că a participat ca profesor asociat în cadrul Facultății de Litere, a coordonat teze de doctorat ale unor colegi de-ai noștri de la Facultatea de Litere, ne-au sprijinit în proiecte de cercetare, ne-au luat ca membri în alte proiecte de cercetare și este membru în Comitetul Științific și colaborator al revistei Studii și Cercetări Științifice, seria Filologie.
Cam atât pe scurt despre activitatea domnului profesor. Pe larg vă va vorbi în continuare domnul profesor Spiridon, care va prezenta laudațiul. Mulțumesc! Domnul academician, domnul rector, dragi colegi, dragi studenți, stimați invitați, aș vrea să îi urăm tardiv la mulți ani domnului profesor Mistrăcel pentru 19 august și sunt convins că va avea mulți ani de acum înainte, având în vedere faptul că cei mai mari liniștri noștri au trăit foarte mult. E vorba despre Alexandru Rosetti, este vorba despre Alexandru Graur, este vorba despre Iorgu Iordan și mulți alții. Ceea ce dovedește că activitatea intelectuală susținută prin de bine. Nu dăunează deloc sănătății. Îi urăm sănătate domnului profesor. Având în vedere că domnul rector a punctat câteva dintre datele importante ale carierei domnului profesor, nu aș încerca acum să fac un discurs repetat, pentru că domnul profesor Mistrăcel este specialist în discursuri repetate. Și atunci voi încerca să fac o mică sinteză a ceea ce a însemnat și înseamnă cariera de excepție a unui mare lingvist din tot spațiul românesc. După cum spunea domnul rector, să repet, s-a născut la Suceava, a absolvit facultatea de litere, filozofie, filologie, cum se mai chema pe atunci, și istorie, a Universității din Iași, în 1958, a lucrat la Institutul Alexandru Filipide al Academiei Române până la pensionare, dar are activitate în continuare, se ocupă de revista Institutului și de multe, multe alte proiecte. A avut stagii, după cum spunea domnul rector, în străinătate, în Germania, la Bonn, la Berlin, la Tübingen, la Heidelberg. Aici a fost invitat de profesori de lingviști de talie, cel puțin european, printre care aș enumera pe Eugen Coșeriu. A fost studii în Franța, la Lyon, la Paris. A avut participări la conferințe științifice internaționale. Prima, cred că a fost în 1978 în Italia, la Napoli. Acum se merge mai ușor la conferință internațională, mai ales dacă este făcută la noi în țară, dar atunci se mergea foarte, foarte greu. Ei, și după 1990 am început să curgă alte și alte invitații în Europa, fie în Germania, la aceleași universități pe care le-am spus, fie în spațiul românesc, în speță din Republica Moldova, la Chișinău și la Băț, și a avut o intensă activitate cu cele două universități. Chiar a predat cursul de acolo și a predat cursul și la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, chiar profesor titular. Iar la noi, în octombrie, să-l avem ca profesor invitat la un masterat în 2004-2005. Asta în linii mari despre ceea ce înseamnă, să spunem, evoluția, cariera mie sale. Acum aș vrea să vorbesc despre cariera științifică. Cariera științifică este foarte greu să o cuprinzi. Eu am citit titlurile celor peste 300 de articole, studii, eseuri, chiar recenzii pe care le-a publicat în mâna sa și trebuie să recunosc că cumva mă obosesc și tot citind și tot citind, dar oricum mi-am făcut o părere și am ajuns la concluzia următoare. Că, de fapt, domnul profesor Mistrăcel este o personalitate plurivalentă, ca să spun așa, pentru că are o imensă arie de cuprindere pe tot spațiul românesc, a participat și a coordonat în lucrarea cercetările și lucrul pe teren la Atlasul Lingvistic al României, asta pe de-o parte, deci și la noi, dar a avut proiecte și cu Republica Moldova, a făcut foarte multă cercetare pe teren, deci este un om nu neapărat de bibliotecă, ci cineva care merge pe teren și face cercetări.
s-a ocupat, deci asta pe de-o parte, în ceea ce privește dimensiunile spațiale. În ceea ce privește dimensiunile temporale, activitatea dumneavoastră sale se întinde începând de la Dacă Romani și ajungând până la ultimile năzbutii pe care le găsim în mass media, pentru că domnul profesor este invitat la postul de televiziune, a colaborat la România Cultural, la postul național România Cultural, la revistele importante din Iași, Convorbiri Literare, Cronica, Revista Română. Acum are o rubrică de câteva luni la revista mai nouă, de vreo 3-4 ani, la foarte ambițioasă, Scriptor, care se intitulează această rubrică Capul Călitar. Pentru că dați seama ce putem găsi în acea, dacă citim acea rubrică, ce lucruri foarte interesante găsim. Deci are o mobilitate foarte mare, plecând de la spațiul Dacul Roman, apoi trecând prin, perioada teatru medievală. Vorbește despre ceea ce a însemnat moștenirea culturală și linguistică din timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Merge mai înspre secolul al XX-lea, a avut o contribuție foarte importantă în ceea ce privește păstrarea, salvarea moștenirii culturale, linguistice, din satele, din localitățile care au fost strămutate în urma construirii barajului de la Picasso. Ce mai studenții noștri, nu dau seama, nu prea știu, dacă acum avem curent electric, probabil că și datorită acestei hidrocentrale care s-a construit în anii 50, avem curent electric. Deci a fost, eu zic, necesar construirea unui baraj. Dar, pe de altă parte, să ne gândim că pe o distanță de 35 de km de o parte și de alta a Bistriței până la coada lacului, până la Pânacheului, toată populația respectivă a trebuit să fie mutată. Și atunci, normal că există interferențe lingvistice și el a fost să păstreze exact forma în care s-au păstrat, în care au circulat ele în acel moment până în anii 1950. Dacă ne apropiem și înspre contemporaneitate, înspre după anul 1990, vedem că este foarte, foarte atent la tot ce se vorbește. Are permanent urechea ciulită la toate greșelile care se comit în mass media și pe stradă. Și ceea ce este interesant este că le înțelege pe de o parte, nu se enervează deodată, este un om foarte, foarte calm, încearcă să-și explice lui însuși și apoi să ne explice și nouă de unde provin acele greșeli. Deci are un tact pedagogic formidabil. La un moment dat spuneam într-un interviu că nu trebuie să... nu suntem niște gardieni care trebuie să împuște pe cei care fac greșeli gramaticale. Câteodată poate că ar trebui făcut așa pe profesor, pentru că noi luptăm în 2005-2004 împotriva aberației în limba română care se cheamă Cașin. N-am reușit, nimeni nu a reușit pe lumea asta să convingă pe român că nu trebuie să spună Cașin decât poate în Cașin când sau Cașin cum. Așa spun și eu, bine ați venit la noi ca și invitat. A fost odată țar și niciodată, sigur. Asta este una dintre ele și chiar cu studenții noștri. Discutam câteva năzbâtii mai recent pe locație. Aici noi suntem într-o locație. Și toate celelalte care vin de filieră pe filieră engleză și nu au nicio legătură sau nu sună bine în românești. Cum sună bine românește în momentul în care deschid calculatorul și tapez username-ul sau și spune arată bine. Cine arată bine? Eu arată bine, el arată bine sau că fișierul este, așteaptă să fie imprimat. Fișierul nu poate să aștepte să fie imprimat, nu este persoană. Dar, dacă așa se spune, atunci e bine. O altă contribuție este tot să revenim puțin în anii aceia, 50-60, în momentul când debuta, s-a ocupat foarte mult cu ceea ce ține de lexicul, cu împrumuturile, cu adaptarea neologismelor, cu păstrarea unor alte cuvinte în limbă, în ceea ce privește sectorul apicol. Atunci apăruseră la noi pe piață tractoarele, în model sovietic și altele,
Deci, încearcă să-și explice că de pe atunci cum de-au ajuns în limba asemenea cuvinte. L-aș compara pe domnul profesor cu un străin care vine în România, care nu știe limba română și începe să o învețe la o vârstă nu prea fragedă. Și atunci, ca orice adult sau ca orice om care încearcă să învețe altă limbă, face și el la fel. Ia cuvântul și încearcă să-l înțeleagă. Pentru că noi, dacă suntem nativi, suntem români, atunci nu ne punem problema când rostim o frază, un cuvânt sau altceva. Oricând ești străin, altfel încerci să înțelegi un cuvânt. De unde vine, să-i găsești etimologia, să-i spui eventuale etimologiile multiple, acum profesorul explică de foarte multe ori etimologiile multiple ale unor cuvinte. Și în felul acesta reușește să devină un cercetător foarte, foarte analitic, să se gândească la expresii pe care noi nu a căror etimologie noi nu știam sau nu le explica. Are o carte pe care o văd acum pe masă, pe care l-am profesor de Brugă, că n-am pus mâna pe carte, până în pânzile alte, cred că se cheamă, asta este? Este una, credeam că este o reeditare, unde, iată, a merge până în pânzile alte. Nimeni nu spune problema de unde vine această expresie. Și mai multe altele, banii scați, bani gheață, de exemplu, și are fel de fel de expresii, capul calendar sau calendar, la fel. Deci numai la domnul profesor le găsim, fie că citim articole, studii, eseuri, fie că asistăm la manifestări științifice. De altfel, personalitatea domnului profesor a fost omagiată încă de când a primit 65 de ani, apoi la 70 de ani s-au publicat chiar un volum la Galați, doamna profesoară Cenac, nu? Și chiar anul acesta, încă nu l-am văzut, este vorba despre culegere din toate comunicările pe care domnul profesor le-a ținut la Universitatea din Galați și nu chiar a și activat 5 ani pre. Mi s-au dedicat secțiuni speciale la conferințe internaționale, în cadrul dialogurilor academice de la Universitatea noastră, când am prins 75 de ani, am avut un dialog academic cu domnul profesor și acum chiar la Academie se va scoate un volum omagial, știu că este în curs de apariții. Deci, dacă e să vorbim de distinții, domnul rector vorbea de cele cu la conferință la Academie, a avut 5 conferințe, a avut și premiul Timotei Cipariu pentru prima carte și este doctor honoris causa al Universităților din Bălți 2011 și al Universității Dunărea de Jos din 2012. Acum, iată, avem bucuria să-i conferim și noi această distinție. Domnul profesor are o formidabilă mobilitate, spuneam, este și un foarte bun pedagog, un excepțional cercetător și, în același timp, știe să se miște și în spațiul public, invitat la atâtea emisiuni și la atâtea conferințe. Nu am avut timp să văd care a fost activitatea domnului profesor în ultimii 50 de ani, să vedem la câte articole a scris, la câte conferințe a participat și, câte cărți a scris. Aici e mai simplu, în punct spune, da? Activitatea lumei sale se întinde de la etnoarheologie, trecând prin fonologie, prin lexicografie, prin lexicologie, prin frazeologie și ajungând, de ce nu, până la sintaxa frazei și, în cuvânt, la ceea ce înseamnă limba română, nu numai actuală. Prin aceasta, domnul profesor vedește că iubește nu numai limba română, iubește și istoria noastră și iubește poporul, hai să spunem cuvinte din limbajul de lemn, pentru că se ocupă și de limbajul de lemn, poporul din mijlocul căruia s-a pune, dacă vreți, între ghilimele, dar sunt foarte serios când spun lucrul acesta. Prin seriozitatea pe care o dovedește domnul profesor, prin talentul desăvârșit cu care predă și cu care face cercetare și discuție,
merită toate, toate distincțiile, toate onorurile noastre. Îl felicităm și îl urăm la mulți ani. Vă mulțumesc și mulțumesc. La microfon pe doamna decana Facultății de Litere pentru a prezenta cuvântul adresat de doamna profesor universitar dr. Rodica Zafiu de la Universitatea din București. Am făcut o selecție, vă voi cicită cele mai interesante aspecte pe care le-am găsit în aceste. Profesorul Stelian Mistrăzări combină umorul cu erudiția și empatia cu rigoarea filologică. Deopotrivă, în largul său în spațiul universitar, în cel al cercetării științifice și în cel al comunicării cu publicul prin articole publicistice și interviuri, este astăzi unul dintre cele mai importante repere ale lingvisticii românești. Profesor cald și generos, cercetător atent și informat, publicist scripitor, are vârsta înțelepciunii îngăduitoare față de oameni și lucruri, dar și tinerețea uimitoare pe care o pot menține doar curiozitatea vie, inteligența și pasiunea profesiei. Grație formației sale de dialectolog, specialist în retorică și stilistician, profesorul Stelian Mistrăcel pune diagnostice exacte faptelor de limbă și tendințelor uzului, cu eleganță și adesea cu un dram de ironie. Știind foarte multe despre limba română și varietățile ei, îndepărtează cu fermitate politicoasă evaluările superficiale ale nespecialiștilor. Fascinat de spectacolul schimbărilor lingvistice, le descrie, le explică și refuză să se transforme în prescriptivist intolerant. Am avut de multe ori bucuria de a-l întâlni înscris pe profesorul Stelian Mistrăcel, când porneam în căutarea vreunei explicații etimologice a câte unui fenomen de expresivitate a limbii. De multe ori, tocmai când mi se părea că am dat de un fir, că am descoperit ceva nou, constatam că el fusese deja acolo, scrisese despre fenomenele în cauză, găsise originea expresiei și descrisese inovația recentă. În asemenea situații, nu pot decât să te încânte confirmarea unei intuiții de către specialistul cu cea mai mare autoritate. Dincolo de contribuțiile sale majore la dialectologie și la studierea raportului dintre limba standard și graiuri, trebuie amintite câteva dintre numeroasele direcții de cercetare pe care le-a deschis profesorul Stelian Mistrăcel prin cărțile și articolele sale, în care filologia interferează tot mai mult cu sociolingvistica și antropologia. A scris despre agresarea numelor, una dintre cele mai interesante forme de violență simbolică pe care societatea românească abuzează uneori. A descris în detaliu funcționarea, modificarea și recombinarea discursului repetat. A formulat adevăruri esențiale despre limbajul publicistic, observând cu finețe alunecarea acestuia dinspre un rol informativ către cel de divertisment și exacerbarea funcției fatice a mesajului de apel și menținere a contactului cu publicul. Profesorul Mistrăcel disociază cu finețe în analiza varietăților limbii române între limbajul violent prin conținut și cel perceput ca agresiv sau vulgar prin alegerile lexicale. Este probabil specialistul care, într-un dicționar al viitorului, interactiv și interconectat, ar asocia cuvintelor și expresiilor limbii române cele mai potrivite etichete de registru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnei decan! Ca la orice eveniment, când este lăudat cineva, dacă mai are cineva ceva de spus să spună acum sau să tacă pentru totdeauna, îl rog în continuare pe domnul profesor universitar dr. Traian Diaconescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unul din cei mai apropiați colaboratori, am înțeles, al distinsului domn profesor, să exprime câteva cuvinte referitoare la activitatea dumneavoastră. Domnule rector, stimați colegi, iubiți studenți,
onorată audiență, participăm astăzi la un act cultural cu o semnificație și o rezonanță națională, și anume, cum observați, conferirea titlului de doctor honoris causa unui coleg al nostru care ilustrează la superlativ disciplina de filologie română. Stimați colegi, acest act cultural are pentru colegul nostru, savantul, nu este exagerat termenul, este ceea ce trebuie să înțelegem în momentul când citim opera domniei sale, este un eveniment, e adevărat, în viața domniei sale și în același timp, în viața instituției dumneavoastră, este o sărbătoare spirituală. Sărbătoare pe care trebuie să o înțelegem în felul în care înțelegeau anticii, latinii, termenul festivus, și anume o ieșire din viața noastră cotidiană cu bucuriile și mâzmirile ei și înălțarea în lumea valorilor. Instituirea unui dialog cu marile spirite ale unui neam și ale omenirii. Pentru că, discutând acum în fața dumneavoastră ipostaze ale operei stimatului nostru coleg Stelian Dubistăcel, specialist în istoria limbii și istoria poporului român, discutăm probleme care țin de desfăluirea istoriei limbii române, a formării poporului român, a originii, a continuității, a unității și a identității noastre naționale, lucru care, fără îndoială, atestă opera unui savant care a cucerit toate sufragiile noastre. Stimați colegi, am ascultat cu un mult interes ceea ce au prezentat înainte colegii noștri din Comisia de Acordare a acestei distincții. Au fost, cum ați observat, fapte esențiale din opera distinsului nostru coleg și, de asemenea, judecăți de valoare pertinente. Îngăduiți-mi mai departe să încerc și eu să completez această viziune asupra operei colegului nostru Stelian Dubistăcel. Domnia sa are o excepțională activitate didactică și științifică. Pe scurt, a fost și este profesor universitar la Iași de vreme de peste o jumătate de secol. A funcționat și funcționează la Universitatea din Iași, la Universitatea din Galați, la Universitatea din Bălți, la Universitatea din Bacău, și nu numai la universități din țară la noi, ci ca profesor invitat la diverse universități din străinătate, cum sunt Heidelberg sau Jena. La toate aceste universități a fost prețuit și apreciat unanim de studenți și de cadre didactice. De asemenea, a desfășurat o activitate științifică extraordinară. A publicat 10 volume de autor, a colaborat la 12 volume de filologie, a publicat peste 500 de articole și studii în reviste academice și în reviste de cultură din țara noastră. Toată această activitate didactică și științifică s-a reflectat în distincțiile pe care le-a primit de-a lungul carierei domniei sale. Este laureat al Premiului Academiei Române de 2 ori
în 1978 și 1984, este membru Uniunii Scriitorilor și, de asemenea, este doctor honoris causa al Universității din Galați și al Universității din orașul Bărți, din Republica Moldova. Acum iată că este doctor honoris causa al Universității dumneavoastră, al Universității Vasile Alexandrei din Bacău. În afară de aceste distincții, vreau să vă aduc la cunoștință că domnia sa, în ultimul timp, în momentul când am plinit 70 de ani, după aceea 75 și apoi 80, a fost omagiat de studenți și discipoli cu volume omagiale care vă stau la dispoziție în bibliotecile noastre. Este un act de prețuire profesională și sufletească a discipolilor domniei sale. Stimați colegi, îngăduiți-mi acum, în finalul acestei scurte alocuțiuni, să schițez un portret profesional și moral al colegului nostru care și-a dedicat viața științei filologiei și care, în momentul de față, primește distincția aceasta înaltă din partea instituției dumneavoastră. Dau citire acestui scurt portret profesional și moral. Unu. Magistru Stelian Dumitrașel este o personalitate emblematică a filologiei românești contemporane. Activitatea sa didactică, științifică și culturală, desfășurată de peste o jumătate de secol, reprezintă o contribuție de referință în viața învățământului românesc universitar. 2. Instituțiile universitare sunt, după câte știm, lăcașe în care mari profesori răspândesc lumină, însuflețesc vocații și creează valori. Magistru Stelian Dumitrașel a cultivat această triadă, adică a răspândit lumină, a însuflețit vocații și a creat valori. A cultivat această triadă cu vocație de apostol, purtând pe creste torța primită de la marii săi magiștri, magiștri de la Iași sau magiștri din alte universități europene. Dintre magiștri de la Iași, amintesc pe Teofil Simenski, Petru Caraman, Ștefan Cuciureanu, Gheorghe Ivănescu și Alexandru Dima. 3. Personalitate proteică de tip renascentist, luminată de logos, etos și patos, magistru Stelian Dumitrașel este astăzi un model catalitic atât pentru discipolii săi, cât și pentru toți tinerii dascăli și cercetători din țara noastră. Tinerii studioși descoperă în opera și în sufletul și cugetul acestui magistru un savant, dar în același timp un om de excepțională omenie. Așadar, un om de carte și un om de omenie. Un savant în care se îmbină natura, cultura și truda inspirată, cum spun latinii. Virtuți cardinale care formează conceptul de humanitas și care conferă domniei sale atributul de autentic dascăl pentru și părinte spiritual pentru tine. 5. Prin activitatea sa profesională și civică, magistru Dumitrașel distins astăzi
cu toga de doctor honoris causa Universității Vasile Alexandrii din Bacău, înnobilează, desigur, existența noastră călătoare. În finalul acestui scurt pentalog, sau în finalul acestei scurte alocuțiuni, îngăduiți-mi să vă amintesc sintagma Sfântului Augustin, tolle et lege, și să vă îndemn să citiți volumele, studiile și articolele magistrului Dumnezeu, pentru că veți descoperi nu numai învățături științifice, ci și repere de conduită civică, fapte și judecăți de valoare referitoare la geneza, la istoria limbii și poporului român. Magistrul Dumnezeu este, în ultima instanță, metaforic vorbind, un semănător de stele, adică un bucovinan ocrotit de zei. Mă opresc aici și îi urăm din tot sufletul sănătate, viață lungă, lucrări inspirate pentru binele culturii noastre românești. Dominus Nobiscu. Și la momentul culminant, trebuie să citesc procesul verbal. Astăzi, 2 noiembrie 2017, la propunerea Departamentului de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere, Senatul Universității Vasile Alexandrii din Bacău conferă titlul de doctor honoris causa domnului profesor universitar, doctor, cercetător științific, gradul 1, Stelian Traian Cumisprăcel. Vă felicităm pentru titlul obținut, vă dorim multă sănătate, fericire și împlinire a tuturor dorințelor. Vasile Alexandrii din Bacău, în loc pe domnul profesor
domnului Brăcel să prezinte o alocuțiune. Poate ne va vorbi și despre mobilitatea în spațiul rețelelor sociale din ziua de astăzi, că originea limbii române e stabilită, menținerea ei este mai dificilă, mai ales acum cu explozia aceasta informațională care a apărut. Vă rog. Aș vrea să vă cer permisiunea, dacă poza s-a terminat, să-mi scot asta de cap ca să mă pot mișca voi, mă surprinde de fiecare dată când canapul acesta se mișcă. Domnule rector, doamnelor și domnilor din comisie, care a avut generozitatea, bunăvoința și, să spunem, prietenia de a mă chema într-o ocazie ca aceasta și stimați prieteni din sală și dragi studenți. Sigur că este foarte greu să fii la înălțimea unor cuvinte atât de elogioase cum au fost cele pe care le-ați ascultat și le-am ascultat și eu unele cu inimile. Se pare că s-ar potrivi, sigur, o parte din ele, bineînțeles. Despre ce este vorba? Atunci când concurezi pentru un post oarecare, din curriculum obișnuit, în cercetare sau în învățământ, știi pentru ce ți se dă. Faci un dosar, faci niște liste și după aceea comisia spune da sau da. Când ți se conferă un titlu ca acesta, este vorba de un eveniment cu totul deosebit din viață. Când cineva spune că ai putea să fii onorat cu un asemenea titlu pentru o activitate pe care ai desfășurat-o în mod normal. De fapt, în mod normal, dar nu chiar în condițiile cele mai deosebite, pentru că formația mea este aceea unui copil de țăran. Și, bine, tatăl meu a fost funcționar, militar, la Cernăruț, dar deblocat în cursul evenimentelor, din cauza aceasta nici nu am putut intra în învățământul superior imediat la absolvire, pentru că aveam dosarul pătat. Dar puteam fi în cercetare și datorez asta profesorului marelui meu prieten, decanul Gavril Stradă, care a spus că pot fi în cercetare, că nu o să influențez în rău conștiința tinerilor muncitori și țărani care făceau facultate. Deci nu o să-i pot deforma și nu o să-i pot influența negativ. Și deci aș porni de la formația aceasta de țăran. Sunt meticulos, am fost și sunt meticulos, cu simțul datoriei și cu spaima să nu fiu prost cotat. Mama mea a fost o perfecționistă, foarte exigentă, știu că mi-a rupt de 3 ori foaia din caiet pe care scrisesem o lecție, câte război a purtat Ștefan cel Mare, în câte a fost biruitor și câte mănăstiri a înălțat. Nu-i plăcea cum făceam cifre, nu se potriveau și până când n-am scris cum am vrut ea, nu s-a lăsat. Era ingenioasă. Aici n-a dat dovadă de prea multă ingeniozitate, pentru că mi-a rupt caiet. Dar până n-am scris bine, nu s-a lăsat. Tatăl meu era un pic fantezist, și numele, am același al doilea prenume ca și domnul profesor Deaconescu, pentru că în perioada când el fiind militar, mă credea destinat carierei militare, firește. Că puteam să fiu și eu un ofițer acolo, sau, dar nu din cei care au fost înălțați după 49-50. Și atunci m-a dirijat în altă parte. Trebuie să mă refer obligatoriu la școală, la profesor. Am avut profesori de toate categoriile, și, dar profesori și foarte buni. Și trebuie să-mi amintesc pe profesorul de limba română, am făcut școală pedagogică, pentru că nu se știa dacă pot face mai departe o facultate sau ba, dar am făcut după aceea o facultate. Deci, profesorul Dumitru Surmei, care fusese profesor de franceză și dintr-o dată avea o predare a limbii și literaturii române, era deja contrastivă. Ne spunea totdeauna cum e franceză, cum e română. Pentru că ei se schimbase profilul. Franceza fusese scoasă din învățământ. Mai târziu a fost reintrodusă. Așa.
Deci, din aceeași perioadă, dirigintele permanent, profesorul Grigore Ostafe, care ne-a predat logică, psihologie, pedagogie, tot ce ținea de formația noastră ca viitor învățător sau, hai să spunem, profesor. Trebuie să vă spun că în facultate n-am învățat aproape nimic nou privire la gramatica limbii române față de ce am făcut în școală. Am avut un profesor foarte bun, deci când am venit la facultate, mi se confirmau numai lucrurile pe care le învățasem ca obiect de studiu și ca metodica predării. Asta este ceva foarte important pentru un viitor învățător, pentru un viitor profesor. Nu că n-a fost bun învățământul, dar eu mă simțeam în largul meu pentru că știam lucrurile respective dintr-o învățătură foarte bună la școală. Din perioada facultății, sigur că l-am pomenit pe domnul profesor Gavril Istrate, Dumnezeu să-l ierte, pentru că m-a adus, el m-a făcut la facultate, a zis, o să fii și o să faci aici cercetare. Aș mai pomeni, în afară de Teofil Simeschi, pe care l-a evocat profesorul Traian Diaconescu, care a fost un clasicist și care mi-a predat lingvistică indo-europeană. Eu regret faza din învățământ la care am participat eu cu sistemul Bologna, în care înveți în 3 ani două limbi străine. Noi am învățat în 5 ani o singură limbă și o literatură numai cea română, limba română. Deci, cu filologie, cu slavistică, cu latină, cu literatură universală, cu teoria literaturii și celelalte. A fost o facultate bună, pe care o prețuiesc și acum și mă evoc profesorii cu mare plăcere. Și cu satisfacție și recunoștință, firește. Din perioada facultății, îmi aduc aminte o figură, iarăși un nume care a fost pomenit, acel al lui Alexandru Dima, viitor membru corespondent al Academiei, care m-a făcut din mine un servitor al lui pentru cursuri. Adică îmi semna buletinile de împrumut de la Biblioteca Centrală Înalt și îmi spunea, hai să aduci cu tare cărți pentru cursul viitor. Și erau toate la fondul secret, pentru că atunci cărțile Sofocle, Eschil, Leontide, Aristofan, Tacitus și care mai erau la fondul secret, pentru că erau ciudați străini. Așa nu se știa cu ce se ocupă ei. Și dacă n-au vorbit de rău de ruși și de Uniunea Sovietică. Așa deci, erau puși la index. Împrumutam aceste cărți și trebuia pentru cursul viitor să-i aduc altele, dar eu le mai țineam și am putut citi în perioada facultății literatura bună care se preda la literatura universală, la cursul și la teoria literaturii. Îi datorez totodată profesorului Dima faptul că după ce am fost încadrat la institut, m-a folosit, adică am să spun, acest rol de servitor, l-am cunoscut după aceea și în postura cealaltă. Când am predat cursuri în Germania, mi s-a atașat un student care urma să procure materiale, cărți și celelalte. Eu eram jenat că de ce să-l supăr. Nu, era meseria lui și o făcea cu mare drag și am înțeles atunci ce a însemnat formația profesor din Lima cu doctorat la Viena și cu studii în Germania. Deci, el folosea un sistem pe care îl cunoștea și pe care îl considera util și, mă rog, practic pentru student, că să mai vorba unui alt profesor de la noi, el zice, când vin reviste astăzi în străinătate, când stați de vorbă, mai tăiați-le. Adică nu trebuie să le citim, ci numai să le văd, să le tăiem, ca să nu ne facem de râs, că stau, cum era, poate nu mai știți sistemul, erau golile păturite și revistele trebuia tăiate. Era cu papie de birou pentru citit revistele acestea. Deci, îi datorez profesorului Dima după aceea obligația de a învăța germană. La o ședință a secției de filologie a Academiei, m-a propus pentru un stagiu în Germania și prima dată când s-a întors la institut, m-a întrebat dacă știi germană, nu poate eu, mă știu rusă, știu franceză, bine, ai să înveți germana, pentru că te-am trimis la un stagiu acolo și dacă nu știi nemțește, nu faci nimica. Și m-a și verificat cu timpul. Sigur, deci asta a fost, și a fost un lucru excepțional. De ce le spun? Le spun pentru studenți. Să știți că trebuie să treziți încrederea profesorilor, trebuie să treziți după aceea
simpatia, hai să luăm de la empatie măcar, așa, nu chiar să ajungem la simpatie, dar pentru că ei îți deschid o cale și sunt multe posibilități pe care le poți folosi după aceea sau le poți ignora și poți să le pierzi ocazii defavorabile. După aceea, participarea la alte stagii, o bursă de PAD și după aceea recomandări de partea profesorilor din Germania la care ai fost prezent și care te-au invitat pentru conferință sau pentru un curs. Deci, cam aceasta aș spune despre formația mea profesională. Am fost repartizat la un institut, am lucrat acolo, tot așa. Pentru că, dacă ești țăran, apoi să știi că trebuie să știi să seceri, să nu rămână spicele în urmă, trebuie să pui mănunchile bine, trebuie să faci snopii ca lumea și, dacă prășești, trebuie să cureți foarte bine de buruian și nu poți să astup buruianul la rădăcina plantei și celelalte. Deci, trebuie să știi să încarci un car cu snopi, cu mijloci, cu lăturași și cu curmezișuri și să nu-ți curgă snopii pe drum de la câmp până acasă, la arie. Deci, acolo se cere rigurozitate și precizie. Ori faci bine, ori nu faci nimic. Și atunci ești din circulație, cumva. Asta te educă. Deci, orice treabă, aparent nelegată de marele prestigiu al unui studios, este foarte utilă pentru tot ce faci, pentru tot cum te profilezi mai târziu. La institut, am avut norocul să fiu încadrat de la început. Am trezit încredere. Am lucrat așa cum am trezit încredere. Nu, în viața mea n-am făcut nicio cerere pentru un post sau pentru o funcție. Niciodată. Adică, împrejurări din mod selectat, probabil că erau și alții, dar nu prea mulți la început. Și am avut un mare cercetător, Neaulusul, șansa de a găsi un prieten protector foarte sever, riguros, niciodată nu mi-a spus nicio vorbă de bine, dar datorită lui am, să spunem, am început a lucra la revista Academiei, ca secretar științific și știți cum este o culme, când nu mai ești bun de nimic, ajunge redactor șef, cum sunt eu, acum la Anualul de Lingvistică și Studii Literare. Dumnezeu firește că eu îl consider o treabă foarte serioasă, pentru că desde din 63, din 1963, am citit toate volumele, câteodată erau două fascicole în prima parte anual și după aceea câte un volum de câte 400 de pagini. Deci, să-ți faci treaba. Și tot el m-a împins cumva și împrejurările firește ca cel de sector și după aceea ca director adjunct, onorific, firește, pentru că nu se dădeau bani, că vreau aceea prea mulți, așa. Și, deci, este foarte important să ai un anumit prestigiu de muncă. Nu de fitile, nu de recomandări, nici nu era pe vremea noastră, nu avea cine te, nu aveai pe cineva să te poate recomanda să vorbească pentru tine. Te prezentai cu ce puteai în fața examenilor, în fața examinatorilor. Deci, acestea sunt câteva lucruri despre activitatea mea științifică și am ajuns, firește, coordonatorul unui proiect prioritar al Academiei, acasul ministric pe regiuni, Moldova și Bucovina, la care lucrez și acum și pe care ultimul volum a apărut în 2014, a luat al doilea premiu al Academiei. Am avut colegi buni, am avut colegi mai tineri buni cu care am colaborat, atât de la Galați, cât și de la Iași, iată, o numesc pe Oana Cenac, aici îmi face plăcere să evidențiez, îmi pregătește și un volum. Am fost invitat mereu la Galați și am făcut vreo 12 comunicări la diferite manifestări științifice și face un volum care se cheamă, din domeniul pragmaticii, se cheamă spații pragmatico-discursive. Și volumul este aproape gata. Iată, de la institut a dispărut o colegă, prietenă devotată de 30-40 de ani, Doina Hrabcă, și acum, dar în același timp, am scris împreună cu ea și cu doamna Botoșineanu, Luminița Botoșineanu, un număr de articole, adică să ne facem. Domnul profesor de acolo s-a spus că faci galiere, că faci în drum pe cineva.
am lucrat cot la cot, prietenește în toate domeniile și iată, mă bucur că o altă propunere a mea în legătură cu activitatea revistei, domnișoara Butnaru, care este și aici, mă agrează, mă suportă pentru discuțiile, pentru activitatea noastră comună. Sunt lucruri foarte importante, pentru că spune Ecleziatul undeva, lumea trece și pofta de ea. O asemenea întâlnire de judecată, pentru obținerea unui titlu, pentru un volum care îți apare, de exemplu, când studenții, foști tăi studenți, în Asociația Studenților Jurnaliști din Iași, țin să te omagieze la o aniversare, umblă după tine și îți cer materiale și te obligă să-i ajut să faci un volum, înseamnă să-ți recunoască bunăvoința și interesul pentru ei. Și de fapt altceva, dragostea pentru ei, adică prețuirea pentru ei. Am avut destul de puțin aspiranți la lucrările de licență, pentru că la mine nu se poate, nici o frază nu rămâne necitită și nejudecată. Dar am avut și, să spunem, sezuri de 10-12, dar nu 40-50, cum sunt la alți profesori, care sunt ceva mai înțelegători. Acum, în legătură cu activitate mai nouă, aceea de cultivarea limbii, am adoptat o poziție un picuț ciudată și Rodica Zafiu, care este deținătoarea unei rubrici de vreo 30 de ani la diferite reviste, observă detașarea mea oarecum. În ceea ce privește situația limbii române actuale, care ne preocupă pe noi tot timpul, de asta suntem aici și de asta facem filologie, pentru că ne doare, ne preocupă limba română. Sunt două posturi. Este aceea de activist, de predicator în templul limbii române, un inchizitor care tună și fulgeră în stânga și în dreapta și care este privit cu rezerve și poate cu plictiseală cu timpul și poate este și celălalt rol pe care cu timpul mi l-am asumat eu, acela de analist. Și studenții mă știu în calitatea aceasta de analist al problemelor, pentru că prestigiul și frica pentru domeniu nu mai sunt productive. Nimeni nu te prea mai ia în serios. Dar dacă e suflet și dacă este logică în tot ce spui și interes pentru ceea ce faci, trebuie să vă spun, la mine orele încep totdeauna cu bârfa discursului public și publicistic. Deci, observațiile lor constituie totdeauna aperitivul. Hai să vedem ce este aici, ce este acolo și cu explicații. În ultimul timp dau și bilete. Fiecare să răspundă la câte o întrebare și în felul acesta îi antrenez cinstit, pentru că sunt niște copii. Sunt absolvent, de exemplu, pentru cursul de la anul întâi. Sunt niște copii care încă se miră de ce te preocupă pe tine. Și am adus aici un volum, dacă rădor cu domnul profesor, iată vă arăt una dintre cele mai grele sarcini care i-am făcut față. 155 de săptămâni am scris la o rubrică în ziarul de Iași și se chema Lingvistică pentru toți și aseară am primit pentru evenimentul de astăzi, că doctora mea a fost studentă, de fapt, la jurnalistică la Iași, acest volum, Cuvintele încotro, Lingvistică pentru toate televiziunile. Nu iert nimic. Așa credem, că nu iert nimic. Dar nu am înjurat pe nimeni. Asta ar fi, să spunem, sarcina. Deci, 3 ani am scris săptămânal. Nu există o sarcină mai grea, nu există o obligație mai presantă. Iată, astăzi sunt joi și nu știu ce o să public marți. Așa. Deci, 155 de săptămâni cu 155 de texte aici, de la ziarul de Iași. Cu foarte puține adaptări, cu foarte puține schimbări, pentru că am avut în vedere așa ceva, ghidându-mă și după alți păcătoși pe acest nivel al publicisticii de cultivare a limbii. De cultivare, cum am spus, ca un analist cultural și nu ca o spaimă a lumii.
Pentru că într-un ziar și într-o revistă de cultură nu te citește nimeni dacă nu adopți un ton potrivit. Și iată am aici un coleg care cunoaște foarte bine domeniul, profesorul Danilă, care i-a scris și niște drăguțe pentru volume din astea, pentru că în scurtul timp pe care l-am petrecut ca profesor aici, dar în repetatele reveniri cu diferite ocazii, ci în repetatele primiri ale băcăoancelor la Iași, și mă refer la teza de doctorat, toate din domeniul comunicării, așa, a Brândușei Amălâncii și a Petronelei Găbureanu de atunci, acum zic că-i sate, voi o să o recunoașteți, așa, am lucrat cu mare plăcere și cu mult interes și mă mândresc cu aceste elevi ale mele din stagiul de doctorat. Ce vrei mai mult decât atunci când Brătușa Amălâncii își dă al doilea doctorat să țină să fie prezent în comisie, deși era altă facultate. Înseamnă că avea ea o nădejde, ca să spunem așa, și știa despre ce este vorba. Nu știu cât timp s-a alocat, dacă mai sunt, cum spunea domnul rector, președintele comisiei, dacă mai sunt și alte, sunt alte provocări, acestea au fost spuse de mine cu toată seriozitatea, chiar dacă totul a părut poate totdeauna înghețat, academic, de registrul public formal, eu am încercat să fie un registru public și, de fapt, profesional. Suntem între colegi, suntem între oameni de aceeași formație, cu aceleași interese, cu aceleași aspirații și atunci putem vorbi despre ce ne doare și într-un ton, într-un registru și în altul și dacă este ceva adevărat, dacă este ceva valoros, răzbate chiar dintr-un ton un pic mai lumeț, să spunem, sau mai puțin grav. Nu trebuie să faci un ritm, adică nu trebuie să arăți bau-bau cuiva ca să te ia în serios. Poate că după repetate, unii foarte repede, alții după repetate în contacte, încep să aibă încredere, să apeleze la tine și ai marea satisfacție de a fi necesar, de a fi util după o vârstă. Am avut printre mari susținători pe fostul academician Iordu Iordan, care a rămas un eșean până la sfârșitul vieții. De câte ori mergeam la București și ne întâlneam, mă invita să trec pe la ea să stăm un pic de vorbă despre Iași. Așa. Și mergeam în strada Sofia la numărul 21 și stăteam două ore, în care el vorbea tot timpul și eu ascultam. Și la un moment dat, se spunea, îi puneam câte o întrebare și nu oricare. De exemplu, când a apărut dicționarul de nume românești, nume de familie românești, s-au făcut niște recenzii răutăcioase, că ia uite, dacă e bulgar, tatăl lui a fost grădinar bulgar de la de zona tehnică de aici. De originar pe Nicorește, nu știu mai multe. Zice, dacă e bulgar, explică toate numele de familie ale românilor, de la bulgarul, cu tare. Păi sigur că așa este, pentru că am fost într-o zonă de globalizare slavă. A fost vorba de slavona de cult, în primul rând, și după aceea de influența culturală a slavonii. Sigur că avem și Bogdan, și Vlad, și Vlaică, și care mai vreți, așa ca să mai spun de cele internaționale, de tipul Ioan, de tipul Petru și altele, sunt toate, se regăsesc și în stare. Și atunci se întreba, cum priviți, domnule profesor, atacul de aici? Zice, nu mă interesează, zice că îmi dau dorința de a trăi, așa spune el. Zice, mă interesează ce spun, pentru că le răspund și îmi dau chef de viață și dorința de a trăi. Deci, provocările de orice natură, și sigur că îți fac bine și cele care se vorbește, de bine, de bine, așa, ca în ocazia aceasta, așa, te stimulează și te hotărăsc să vezi ce mai faci. Și dacă vrei să mai faci ceva, aceasta este foarte important. Nu mi-am scris un discurs, nici nu mi-am făcut punctele care le-am scris, pentru că după o aritare activitate didactică, tinerii, și mai puțin tinerii mei, că știu lucrul acesta, îți poți organiza un conținut
în forme agreabile, să spunem, sau pasabile măcar, într-un timp omenesc, într-un timp suportabil, ca să zic așa. Încă o dată, mulțumesc din toată inima, cu toată seriozitatea, cu toată gravitatea, cu toată răspunderea colegilor de la Bacău, pentru gestul pe care l-au făcut, este un act, este un act omenesc. S-a spus că e științific, că e cultural, că s-au folosit diferite cuvinte, așa, desigur, că pot fi acceptate toate sub beneficiul de inventar. Îmi aduc aminte că student fiind a fost sărbătorit poetul Codreanu, Mihai Codreanu, sovietist, și i s-au făcut omagii excepționale. Și el, care era un deștept, spiritual și o personalitate complexă, a spus: am auzit aici cuvinte care nu se spun decât atunci când ești întins. Și toată lumea a rămas uimită ce se întâmplă cu el și după aceea a explicat despre ce e vorba. Și cred că în cuvinte asemănătoare s-a exprimat odată Victor Efimiu, care a fost sărbătorit la ea, și un alt, la 1-1, că nu încăpeau studenți într-o sală obișnuită, și atunci în amfiteatru de la juridică 1-1, care are cam un teatru, are și sus galerie, a fost sărbătorit ca un mare spectacol. Și am văzut că, în situații ca acestea, se pot spune cuvinte la care poți lua aminte. Poți lua aminte dacă n-ai întrecut măsura undeva în rău. Bineînțeles, la asta mă refer. Și, încă o dată, pentru mine, am învățat germana. E grea. Profesorul nostru de franceză, Valerius Coleriu, ne spunea: se învață de două ori mai greu decât franceza și ai folos de patru ori mai mult decât franceza. Pentru filologi. Pentru filologi este foarte important. Așa. Și te evidențiază. Vreau să zicem așa. Este motorul Europei și când te duci, cum am fost eu în mai multe rânduri, poți să vorbești toate limbile din lume. Dacă vorbești, înțește, devii prietenul lor și devii și ești eficient. Dacă vorbești, înțește. Și cei care sunteți din Moldova, nu vă rușinați de limba rusă. Foarte multe. Eu am făcut 8 ani limba rusă și încă o mai înțeleg și o mai folosesc și acum mai puțin. Însă, nu vă jenați de cunoștințele acestea. Sunt foarte utile. Jumătate dintre absolvenții noștri care lucrează în PR, deci în relații publice, sunt angajați pentru că știu rusești. Deci, iată, străduiți-vă. Timpul acesta nu trebuie pierdut. Timpul acesta al tinereții nu trebuie pierdut, trebuie să știți. Și încă ceva, nu mai sunteți clasa 10-a B în luptă cu baba de la biologie. Sunteți deja în concurență, pe piața, în viața socială, sunteți deja concurenții celorlalți. Încercați să vă meritați viitorul post, viitoarea carieră, știind că sunteți înconjurați. Iertați-mă, de o junglă. Asta este cuvântul potrivit, adevărat, pe care îl simți cu timpul, după o bucată, îl simți. Am început cu mulțumiri și am să încep tot cu mulțumiri. Vă mulțumesc cu toată gravitatea pentru acest destin. Domnul profesor Diaconescu, clasicistul nostru de la Iași, a folosit cuvântul destin, eu aș spune mașina de banchetul lui Platon și i-am spus că enumerarea unor titluri, a unor situații, a unor sfaturi, ne-a permis și așa ceva, vârsta de aici, ce să zic, așa, ajută, conștientizează, ajută pentru receptivitate, mobilitate spirituală și dorința de a face ceva, de a ajunge ceva și de a însemna ceva. Vă mulțumesc tuturor! Oh,
Așa am spus românește, felicitările, masa și dansul. Și vă mulțumim pentru participare la acest eveniment.